De ce pe masterclass-ul ăsta, haideți să facem așa. Pentru cei mai care mă cunosc, mă numesc Mihai, sunt manager. Așa, o să ducem astăzi un masterclass împreună. Sper să fie pentru fiecare dintre voi cât mai productiv. Să informați, să învățați mai multe chestii noi și care să vă ajute pe voi în tranzacționare. Sper să vă fac să îndrăgiți cotațiile exotice, pentru că discutăm despre ele. Asta e cam linia generală a acestui masterclass, cotațiile exotice. O să vorbim despre avantaje și dezavantaje și o să vedeți dacă vă regăsiți sau nu în ele, pentru că nu poți să regăsești oricare instrument. Dar fiecare să aibă celălalt pe care să tranzacționeze. Așa, și ce noutate a fost astăzi? Bitcoin? Da, a fost prin petrol, ați văzut pe noutate ce referință a avut, unde e în jur de 200 de puncte, corect? Cam așa, să luăm ca o medie. Poftim? De la 85-68, așa, și rata de referință? De la 2,50 la 3 pe neozelandez. Ok, nu poate, vă nu prea prefer asta dar neozelandezul e interesant ca instrument. Eu am spus. Eu am trei de acolo mi-a spus, pentru că mi-au spus ce este istoria ta că a fost zică din neozelandez. Am văzut chestia asta la analiza tranzacțiilor. Deci avem o perioadă unde nu făceam analiza tranzacțiilor. Și ziceam că chestia asta nu e așa de important. Care să analizezi ce faci, da? Și am ajuns în această perioadă, unde practic evoluția nu era mai. Mă uitam la sfârșit, parcă profitabilități luate, puncte luate, nu profitabilități. Puncte luate din piață. Dar profitabilități nu prea erau. Și după care mi-am dat seama că acolo problema era cu vânzătorii ăsta. Dacă mai țineți minte perioada după alegerile din state, era pe maxime, aveai niște maxime acolo, niște nivele de putere și îmi stătea și ajungea să respingea. Și ca să înțelegeți, respingeați vreo două ori, după care pe al median, dacă țineți minte care a fost la noastră ca la median și vreo median și o să bătea iar maxim noi. Așa, bun. O să încep masterclass-ul și cu regula 70-20-10. Cine cunoaște? S-a zis de regula asta. E de gata răspunte. Regula, dacă ați văzut, dacă vă place să citiți, este și principiul 80-20, care am vorbit, este principiul 90-10, 90-10. Adică fiecare are pe care avea explicație. Și principiul este la 70-20-10, zice așa. 70% din lucrurile care le înveți pentru a te dezvolta, le iei din practică. 20% din lucruri care le înveți, adică ca să te formezi ca persoană, 20% le iei din învățarea de sine stătător. Dacă te-ai dus acasă și ai încercat ceva, i-a dat să aplici, i-a dat cum a să primească, i-a dat să încerci ce rezultate am sort, așa mai departe. Și 60% știți de unde este așa din rezultate? Din interacțiune. Când te întâlnești cu un prieten și discuți, dacă ai venit la un masterclass și este o interacțiune, unde fiecare spune cu idei cum a fost data trecută, unul așa mediază, unul așa, unul aplică instrumentul ăsta, unul instrumentul ăsta, unul a verificat ăsta, ia uitați aici care e spread sau aici am deschis tranzacții și lucrează foarte bine după nivele sau după... Pentru că știți, piața are perioade unde ascultă anumite perioade de anumite instrumente, mai bine se potrivește, după dacă sunt perioade când se bazează mai mult fundamental, sunt perioade mai mult tehnic. Și asta la cotația exercițiilor sunt foarte bine după acest lucru. Ok. Și ca noi astăzi am venit pentru a adăuga în acele 10%. În acele 10% noi trebuie să adăugăm. Dacă vorbim de mai este regulă 90-10, le zicem felul următor. Eu n-ați văzut nu la un curent, dar el spune așa. Viața noastră este alcătuită din 10% de lucruri care se întâmplă, care vin la noi și 90% asta e și cum reacționăm la ce se întâmplă. Pot să zic că regula asta merge foarte bine în viață. Da? 10% astea sunt tranzacțiile pe care le-am deschis și 90% astea sunt știți cum a reacționat la ele. Păi de obicei că tare tărat. Desfășoară cel mai interesant asta, cum reacționezi în timp și îl urmărești. Este chestia asta, în cazul care trebuie să-l urmărești. Ok, bun. Așa, piața valutară. Ce reprezintă piața valutară? Noi asta să vorbim despre valute. Piața valutară este piața care eu aș zice că este cea mai stabilă piață, cea mai liniștită piață și aici poți foarte bine să te discuți cu analiza. În piața valutară poți să deci foarte bine cu analiza tehnică. Adică doar analiza tehnică frumos și o aplici.
Și evident că dacă nu ții cont de fundamental, acum spun să vorbesc, dacă nu ții cont de fundamental, că dacă nu ai rezultate sunt, numai poți fi medici. Dar rezultate sunt dacă să punești bine analiza tehnică, pentru că pe asta îi prioritește de orice. Care sunt cotațiile preferate pe care le tranzacționați voi? Eu să pregătesc acolo și PowerPoint. Ia ascult. Acolo știu, euro, dolar și GBPS, da, nu? Da, mă, și o să vă arăt chiar dacă tot am vorbit de chestia asta. De obicei, traderii de la început sunt, cotațiile sunt de trei tipuri. Primul vedeți învățat de la teorie directe, indirecte și post-cursul, da? Sau poți să zici cotații majore, minore și cotații exotice, da? Cotațiile majore sunt cele 8. De obicei, noi avem 8 cotații foarte importante. Asta e dolar american, dolar canadian, dolarul neozelandez, dolar australian, franc, ienă și care mi-a scăpat și lira. Da, pound. Este cel mai mare. Cel mai mare cotație, cel mai mare valută, da? De la ele, să știți că provin cotațiile exotice. Ce este cotație exotice? Hai să mai mult de nu că-i țările exotice. Așa. Da, adică poți să faci așa, uite, că-i țările exotice, da? La Crona, norvegiană. Ok. Ideea care? Cotațiile exotice sunt acele cotații care sunt valuta unei țări din acest loc, da? Dezvoltate, adică o economie tehnică, o economie stabilă, plus o țară slabă dezvoltată. De punct de vedere, știți, cotații exotice sunt de obicei cotațiile care este valuta unei țări mai slab dezvoltate economic, cu instabilitate economică și politică. Să știți chestia asta, ele sunt cotațiile exotice, atunci când discutăm, ele sunt foarte sensibile la noutăți. Cotațiile exotice sunt foarte sensibile la noutăți. Uite, dacă preferați tranzacționați, care sunt cotațiile exotice importante? Așa, zaro, rand african, peso mexican, crona norvegian, lira turcă. Mai departe. Da, SEPO. Mai departe. Crona de Danemarca. Așa. Mai departe. Și dacă este și Rio sau Real, nu știu să zic, brazilian. Așa. Mai departe. Israelian, tot aici intră. Dar UPE este? Dar nu este, n-am înțeles. Nu. Eu vorbesc pe general, nu vorbesc ce este la acolo. Este pe general ca să discutăm despre ele foarte multe. Asta. Astăzi vreau să pun un mare accent. Lira turcă. Lira, ok. Lira, cum ca să zic, nu e raiul care era înainte. Dacă se discută. Da, nu e așa o plăcere așa din puternic cum era înainte, pentru că dacă ați văzut-o, stă sus și nu face nimic. Poate el face nivelul, nu trebuie să-l pui tu, dar el îl face pe urmă, stă pe urmă, e o perioadă bună de timp. O să mai mult atenție pe ZAR, mexican și PRO. Aceste trei țime chiar o să facem și o analiză la ele, pentru ca să știți cotațiile exotice, că sunt foarte ascultătoare din punct de vedere tehnic. Și care este explicația care stă în spate, că cotațiile exotice, mai ales acestea, sunt foarte ascultătoare. Cum credeți? Închidând degeaba, am zis chestia asta. O să vorbim despre avantaje și dezavantaje. Și o să dați seama de ce cauză. Un lucru foarte important. Doar de mișcările pe piață, în dependență de ce se face. Numărul de cumpărători și numărul de vânzători. Așa. Ok. Cantitatea de cumpărători și de vânzători pe cotațiile exotice este mult mai mică. Sunt foarte. Și acum o să mai fie o chestie de statistică, nu mă vreau să pun PowerPoint-ul. Așa.
Ok, nu vrea asta eu, o să ne mai duci. Nu o să mă complic foarte mult. Deci este direct de valutare. Ceea ce am zis, direct de valutare, curse sunt foarte tranzacționate pe piața valutară. Aceste direct include combinația monedei dintre cele o valute majore și o monedă dintre economie în curs de dezvoltare. În curs de dezvoltare. Există de asemenea multe direct de curse populare printre comercianți, cum ar fi așa. Dacă să vorbim de lira turcă, hai să luăm fiecare parte. Lira turcă, eu vorbesc nu de euro, de euro, de USD. Spreadul ei cât e? 100. Da, e un spread destul de mare. Eu aș zice, sunt avantaje și dezavantaje. Dacă vorbesc de avantaje, ca tare, dacă vorbim de general la nivel global, cross-cursurile, un dezavantaj care el vorbește despre el foarte tehnic, asta e ca un spread foarte mare. Chestia asta eu pot să o dau peste cap pentru unii tranzacționari mai rapide la lira turcă, da, are spread mare, deci eu nu mi-e chestia asta. Că dacă vorbesc de mexican sau dacă vorbesc de NOC, spreadul este normal. Este ca la un cost curs, dar poate mai mic. La mexican, în general, nu mai mult spread. 35. Da, ca la simplu. Nu iau ca tare punctele, sunt 70. Poftim? Da, da. Celălalt nu știu, adică pe RG nu știu, spre vorbim să mai sunt mult mai mari. Așa, e 70 de puncte și la Mexicano un punct, asta e 50 cent. Adică e jur jumătate. Și e 35 de puncte, îți dai seama de 35. Dacă să vorbesc de NOC, eu nu vorbesc de EuroNOC, Catare, cine a fost din mine la chestia asta pe care o știu și zic, nu ar trebui să fie așa, s-au modificat, USD-NOC-ul și EuroNOC-ul au același spread. Ceea ce n-ar trebui să fie așa. EuroNOC-ul și USD-NOC-ul au același spread. Este de 50 de dolari. 50 de dolari spread. Trebuie să-l vedeți, 50 de dolari, asta ca și cum mai luam o cotație simplă și ar avea 5 puncte. Este simplu. Așa, mexicanul v-am ținut și Zara. La Zara, un punct piață e 60. 0,60. Adică dacă ai 1000 de puncte, ai faci undeva profitabilitate de 600 de dolari. Și spread-ul notasem aici. Dar nu notasem. Ok, spread-ul încă am notat ideea care. Intrați pe site, lista pe spread-ului. Frumos, ca să nu te complici foarte mult, când ți-ai ales o cotație de asta exotică, nu e intrat din staff, i-am dat să o verifici. Este asta, pur și simplu trebuie să vezi, adică o verificați acasă ca să înțelegeți cum se comportă piața. Bun. Aici o să modific. Și o să merg așa. Aici o să vorbesc despre avantaje și dezavantaje și o să mai dau eu careva avantaje și careva dezavantaje. Cum am zis, un avantaj că votațiile sociale nu pot fi influențate de macroeconomic. Nu așa de ușor să influențate de macroeconomic, dar este o chestie la dânsă care tot mi-e interesantă. Nu ai foarte multe informații. E că dacă tu uiți euro-dolar, nu ai intrat la votație euro-dolar, ai o grămadă de noutăți. PIB, rata șomajului, o grămadă, adică cei legate de dolar îți fac multe noutăți, da? Când începi să duci cu celelalte valute, gata, te-ai pierdut acolo. E că canadian. De exemplu, ai și canadian, ai PIB, ai și USD PIB, adică USD CAD-ul, ai foarte multe informații, adică ai acces la multe evenimente care se întâmplă și poți să iei anumite decizii. Pe mexican, eu nu știu voi dacă ați știți vreodată notați pe mexican sau pe cron. E cam din pur tehnic, teoretic, de spiat. Nu știu, petrolul, doar atunci, dar nu vedeam. Ok, cu mexicanul, ca tare este o situație în care am fost în piață, poate să vă explic și să înțelegeți. Când au fost alegerile din statul de Americi din 2016, au fost când? Pe 8-9. Pe 9. Pe 9 noiembrie, corect? 2016, toamnă. Când au fost alegerile din state, influența a fost pe mexicană, a fost puternică. Deci eu sunt de mexicană, chiar pot să vă arăt pe grafic, el a avut o creștere destul de puternică. De ce a influențat?
Deci influențat, atunci era republicanii, obștinat, da, și deci populația din stat a pus o barieră pe chestia foarte mult, eu o să fac probleme cu exportul. Relații economice cu Mexicul aici s-au oprit. Și în ziua aceea, în ultimul rând, influența pe piață, adică mexicanul a fost devalorizat foarte mult. Așa, un moment, o să merg în Delhi, trebuie 2016. Mexicanul. Eu sper să se vadă și în Daily, dar o să vedeți influența, așa că asta... Eu cât e spread-ul? 51. Da, pe 0304. Pe aici e 30, acolo e 3. O diferență va... Da, nu, 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 poate puteam să greșesc ceva pe... Nu, este mare la burs. Acte noiembrie 2016. Aici vorbim de daily. De asta și zic, când se întâmplă o montanță pe piață, ele sunt foarte sensibile, că asta e o problemă la notații exotice. Ele merg foarte bine pe tendință, dar s-a întâmplat o notație în tendință lor, ele sunt foarte, foarte sensibile. Din ce cauză sunt sensibile? De obicei, notații exotice se referă la țările care au o dezvoltare economică mai slabă sau un curs de dezvoltare. Dar este și mai ușor stat care poate fi influențat. Din nou, dăți, politică, sunt cum ceva, e și mai ușor să influențați. Și aici mai apare ceva din stat pe piață și euro-dolar nu e așa ușor să influențat. Și încă ceva. Când am zis de numărul de vânzători și cumpărători, euro-dolarul este cel mai tranzacționat instrument. Dacă sunt după un calcul făcut din anul 2016, 23%, pun așa, în jur de 23%, și cumva zici în acolo, 23% reprezenta euro-dolarul din totalul tranzacțiilor de piață. După care, dacă să vorbim din cotații exotice, care din top cel mai tranzacționat cotații exotice, și luăm tot după anul 2016, atunci a fost făcut un calcul, o analiză la nivel global din cele mai statistică, eu îți dă rubla. Care are 1,1 și a doua și mai sus ca ea era în fel de trigger. El este era turc, care e 1,3%. 1,3% și el este top. Volumul lor de tranzacționare pe piață este foarte puțin tranzacționează. Și ca din cauza că tranzacționează foarte puțin, el e de atât așa mai predictibil din punct de vedere tehnic. Pentru că o omogenitate deschiderii pozițiilor pe piață e mai mare. Adică mai mult mai pide de bai, e mai mult într-o direcție, înțelegeți? Pentru socialitate, tendința, sunt mult mai puțin piață care merg în direcția asta și nu sunt așa mulți care se contrazică, pentru că e un omogen. Dar când sunt foarte mulți pe euro-dolar, acolo părerile sunt foarte împărțite. Și când părerile sunt foarte împărțite pe piață, bani să, și aici strâng și al sărac, a făcut două maxime, două minimi și n-am să-l străbat. Și încă de ce, din cotații de bază, când analizez, trebuie la analizez din punct de vedere fundamental. Acestea exotice devin mai simple. Da, să spuneți că ele sunt ușor influențabile la ok, am stop plus și gata. Da, ele sunt ușor influențabile la care valută, la ce puternică. De exemplu, când vine o noutate, apare o noutate pe dolar sau pe mix. Pe dolar, pe dolar, pe dolar, pe dolar. Deci la valuta de bază. Da, de dolar. Mexicanul nu poți să-l influențezi dolar, da. Putem? Dacă ești că e dolar mexican, ca să duc eu în jos... Nu, nici faci dolarul și el nu influențează.
Nu sunt noutate pe oară și uite... Și nu influențați ca să înțelegeți mai mult ca euro-dolarul. Am vrut să facem un simplu caz, să spunem, când a fost rata de referință la americani, 15 iunie, 15 iunie, în anterior a fost pe 4 mai. 15 iunie, 4 mai, a fost creștere de la 0,50 la 1 și de la 1 la 1,75. Și ne uităm am 11 ambele cotații, ne uităm chiar pe mexican și pe euro-dolar. Și o să vedeți influența în procentaj, să vedem influența, cum a influențat una și cum a influențat pe alta. Pentru că de obicei, în felul următor, dacă pe euro-dolar a fost pe influență, de exemplu, 100 de punct, nu ok, de 1%, acolo trebuie și de 1,5-2%. Deci sunt undeva de 1,5-2 ori mai mult. Influența e mai puternică. Ok. Se poate întreba? Da. Sensibil în aceleași căutăți ca și în valute majore sau și la alte noutăți? Ideea de sensibil, dacă am pronunțat acest cuvânt sensibil, asta înseamnă că... Mișcări mai mari decât ce care se întâmplă la valute. La aceleași noutăți ca și valutele majore sau și la alte noutăți? Păi rata de referință s-a întâmplat pe american. Influențat și era și influențează și care este exotic și mă că influențează mai tare. Nu, dacă ești notat pe eu, adică n-ar trebui să mă influențez. Nu, deci chestia asta. Nu, deci mi-a că ești notat pe eu, care influențează da. Eu. Da. În cazul cu tare. Cu... Da. La ce dragă? Eu mi-e și treaba lui. Eu l-aș face. În general de notă. Nu, în general că sunt o noutate în ochi, ce e influență și e mai mare. Dar dacă nu are asta, nu are nicio treabă cu noutatea. De exemplu, timpul nu reacționează mai mult aici. Ah. Da, ce fel de gen de noutăți în general? Păi și influențat. Dacă o influențat acolo, înseamnă că e bine că o să-și facă efectul aici numai de două ori mai mare. Asta e ideea. Ideea nu că aici dacă nu o influențat de timpul acolo să influențeze. Nu, ideea care? Că dacă o influențat aici, aici influențat de două ori mai mult și atât e tot. Mexicanul, am vrut să măsur ce oscilații au făcut. Dacă a câștig. Așa, 32.000 de puncte. Dacă a câștig, dar spui. Dar punctele acolo se diferă de dolar și... Stați, m-ați pierdut. Un ceas cu un moment. Și bun. Nu, eu am nimic câștig. Ok, spre de mare poți nimic. Dar am nimic, dacă tu ai deschis o tranzacție, da? Da. Profitabilitatea, aici, da? Este mai mare. Dar ce ești la ce ești noutate? Zici, euro-dolar poți să faci 1.000 dolari, dar aici... 2.000 dolari, mai mult profitabilități, sunt mai mari aici. Profitabilitățile, cotațiile, zoticele sunt mult mai mari, ca cotațiile simple. Asta e știut, asta e bătut în cuie. Da, profitabilitățile, ele sunt mult mai mari. Evident, la dânsul e cei problematici, cei problematici pentru trader, chestia asta. Unul, că plasează nivelele, apar unul de fructe, dar și că am pus stop-loss-ul. Vă spun cum se casează stop-loss-ul, că eu... Nu știu, sunt întrebare recomandare, mi-a spus stop-loss-ul, dar nu-i corect. Bă, nu-i de trebuie. Ce n-ați mai nimic să-și mai de oră și... Mă, ia puteam mai de pe... pe pot. Ok. Așa. Bun. Două întrebare. Stați un moment. Vreau să spun că punctele de pe... mexicane, chiar dacă sunt mai multe, da. În valută ele ies oricum mai puțin, adică punctajul este chiar dacă e mai mare, da. Când pui în valută, când... Oricum, dacă se este așa o chestie, când apeși contraligere, că ți-e pe o șansă de care are benzin. Dacă măsori o șansă de benzin la o valută exotică și o șansă de benzin la o valută simplă, euro-dolară, profitabilitatea cum are și pe o șansă exotică. De ce doar îmi tranzacționează pe spirit? Da, poți să zic că sunt mai riscante. Chestia asta, de asta și limitează tranzacționate. Unul sunt mai riscante și nu toți traderii au posibilitatea ca să tranzacționeze cu condiții avantajoase pentru ei. Ce? Dacă spui același, pe păi, eu vorbesc acum la nivel internațional, nu toți oamenii la nivel internațional tranzacționează cu pele rog. De exemplu, eu știu că la scroger, spre exemplu, dar e mare pe eu. Exotica e mult scump. Eu tot, eu recunosc chestia asta, am avut trader care au venit, am avut o discuție și a fost o chestie, vă spun direct, au avut un depozit foarte micuț. Eu am spus chestia asta, am pierdut depozit și prietenă.
am pus acolo, am fost la pachet. Ok, nu vreau să mă mai mă chestia de toate. Am pus, eram curios de ce, pentru că aveam experiență pe piață și găsi direcția corectă, intrare pe piață, ieșirea pe piață. Zic, ceva nu se leagă aici. El transacționa cu SOR, el avea comision și spreadorul nu se era, tot pachetul, spreadorul era flotat. Și la spreadorul, ca să înțelegeți la cotațiile exotice, dacă aici plătești pe câte cotații care sunt pe piață, maxim 1000 de dolari marjă. Ok, la euro dolarul ăla când e mare acolo 1000 și ceva și la RZD este mai micuțe. Corect? Dar dacă stăm așa în medie, toate, plus cursul, uite, te-au marja 1000. Acum el tranzacționa cu marja mai mult de 1000. Adică marja era mult mai mare, spreadul se modifica. Și ca chestiile astea mai prins un lacăt, te mănânc soforurile, te mănânc comisioanele, te mai învârtești cu spreadul și ala flotan și acolo, îți ies mai bine închide deodată și uite, te termină undeva. Nu e ca să te știi chestii. De asta, la nivel internațional, monstru tranzacționat sunt chestia asta. Adică în două etape, dați seama cu cross curs, ok, când e cross curs direct, eu îți dă ceva, e ok, dacă nu e cross curs, eu îmi trăi, evident, spreadul îți rolui mare. Eu personal am trecut în 1-2 de a tranzacționat și m-am înțeles în ce bine. Eu știu ce le reprezint, dar zile spus că știu eu des, spune, dar și mi spun. Aici, da. În cazul ăsta, mă părerea... Eu vă zic, în cazul acesta, nu degeaba, dar eu nu, că nu am zis, cred că e de la tot, eu sunt spre el. Nu, eu zic, eu v-am spus, eu vă zic avantajul, vă zic dezavantajul, vă zic că decizi dacă vă place sau nu vă place, nu să duci acasă și tranzacții. Deci, în casă e verificat, te regăsește din instrument, eu zic, mexican e instrument foarte bun. Pentru tranzacționare, este o, nu degeaba, când sunt analizele, ați văzut, mexicanii sunt întotdeauna la ordinea zilei. Eu, în cotație de bază, este și mexican, corect? Da, ok. De tactul mexican e un instrument care are un spread de gen și face și mișcări pe piață. Și perioada de daily ar fi ok. H4 daily, da. Ok, da, dumneavoastră trebuie să perioadă scurt, vă place asta. Eu vă zic că... Da, cotațiile exotice fac oscilații destul de puternice. Așa că ele și scalpingul destul de ok. Și pe mexican ar fi ok scalpingul pentru că nu aveți spread mare. Și nu trebuie să stai să aștepți mult. Pentru că dacă te duci pe croana cu Danemarca, apoi o să îți ies aici, dar spune că e mult mai sunt decât asta. Și acolo, țin minte, eram la practică și l-am dat, am vorbit despre dolar de Hong Kong, pur și simplu tot e un instrument care e zero, îți mișcă foarte greu, faci profitabilitate destul de puțin, dar ok, oferă un flat și ala nu îți rog ați părere. Și ideea care vorbim, și vine traderul la două zi și o spune, nu, eu am deschis pe dolarul de Hong Kong, dar 1800. Și mă uit cum văd. Zic, hai să verificăm, care sunt toate. Mă uit, eu zic, bă, nu, 1800, zic, ceva nu e scurt, ceva nu e corect. Vreau să verific împără. Când mă uit, dar nu e, era DDK, nu HK, nu dolarul de Hong Kong era, dar era Island. Croana de Danemarca, dar asta e prea de mare, da? Sau este croana suedeză, ok, ea nu prea, chiar nu se tranzacționează. Vă zic, eu vă spun, din cost cursul, dacă vreți să vă aprofundați pe piață, recomand norvegianul, mexicanul și arabul african. Este mai, au mai multe avantaje și mai interesante de tranzacționat. Ele chiar ascultă foarte bine de tendință, ascultă bine de lucrurile de bază de tehnică. Eu nu vorbesc ca un indicator. Eu vorbesc de chestiile de bază din analiza tehnică. Asta vine trend, nivele, figuri, Fibonacci, aici. Dacă este de patru chestii, tipuri de figuri pe care le cunoașteți, plagă, fanii 1 și este. Dacă ați văzut pe cotații exoși tranzacționați cu stocastic, eu nu cred că să faceți mai față. Aici nu e o doar să mă spun cu stocastic sau de exemplu de asta. E și cauză. Pentru că stocastic pot fi împlinit cu lire sau așa de bani. Ok, bun. Ce mi-a pus aici mai departe? Moment. Așa, perechi de valutare exotice vă pot fi oportunitate de a vă diversifica tranzacții. Da, așa, diversificare, aici sunt de acord. Așa, monedele exotice au un nivel mai ridicat
de volatilitate, ceea ce crește riscul tranzacțional. Ok. Aici poți să iei în două puncte de vedere. Dacă îți place volatilitatea, știi să o gestionezi, ok, ai o costă din ea, îți scoți profitabilități. Dacă nu știi să-ți gestionezi volatilitatea și îți plac lucrurile mai liniștite, asta e tot în dependență de scop. Asta trebuie să reduci și la scop. Și stilul tău de tranzacționare. Dacă ai un stil de tranzacționare pe o perioadă minimă de timp, exotic să-ți ai prin asta. Temperamentul tău care trebuie, pentru că sunt proiecte care stau în urmă de exotici, în Mexica. Eu țin din și-a nu proiecte de exotici. Mexican asta era ordine zi. Întotdeauna țin minte ce era market discussion, nu era market discussion dus, dar prima întrebare și acolo și părere a zis mexican. Deci stăteai cu mexican, asta erau concret. Așa, majoritatea modelului în zice sunt destul de sensibili la schimbările ratelor de vânturi și așteptărilor din soașele aptitud general pentru risc. Așa, și un lucru de reținut atunci când tranzacționăm valute exotice este nu pot să opresc chestia asta. Sunt mai puțin lichide. Așa. Și au volatilitate mai mare. Lichiditate. Chestia asta. Ce e lichiditate? Doar este un avantaj a pieței valutare. Lichiditatea asta când o valută, când poți cel mai rapid, capacitatea unui instrument de a fi transformat în valută în cel mai scurt timp, la cel mai bun preț, corect. Care este un dezavantaj, pot să zic, la exotice pentru foarte puțin tranzacționează, corect? Și din multe ori chestia asta că scumpe sau să vinzi la prețul care ți-l dorești tu, sunt târzele. Ați știți de chestia asta, nu? Da, da. Și compar să poziționezi mai mult timp. Da. Da, pentru că de asta și socialația este pe piață, așa spunem, și dacă ne gândim așa de spate, cum funcționează. Deci de asta, de ce este și alimentările este de preț? Știți că alimentările se depresc la cotații exotice, de asta și sunt bune. Cererea, oferta și când ceva nu a pierdut faptul crește nu putem nici scădere putere în cea asta e noi sunt după la mișcările astea, dar sunt oameni care scormează în mișcările astea, sunt zâmbi și alunicările de piață. Și de asta când scrieți tranzacția, nu, băi, dacă e trebuie, îmi sunt închidă în $20 să fac lot și ala, dar e o chestie în minus. Dar dacă a fost alumită, de pe minim, când e trebuie închis tranzacția, întâi profit sau un stop loss, atunci nu a fost moment, nu a fost cine să-ți cumperi din partea ce, sau cine să vândi, nu știu, nu mai se fac, băi, în partea și la altă, să înțelegi că ideea care e euro-dolar trebuie să tranzacționează. Și asta e, imaginea să ai o mașină. Și ai o mașină care îi face cerut pe piață. Dacă zici, ok, eu vând cu 10.000 de euro sau 10.200, dintr-un clic și tot cumpărat. Dacă să ai o mașină care e imerară și care nu trebuie să interesează oamenii, zici 10.200. Da? 20.000 sau, de exemplu, și preț are mașina și e depus un preț. Ce? Nu ți-o iei deodată. Gata, s-a nu trebuit apare modificare la preț sau ceva. Și când fiți așa și pădați în zice, asta este un dezavantaj. Așa, bun. Așa. O, ca să cunoașteți, a fost răspunsul la întrebarea ce pericole valutare sunt preferabile pentru tranzacționarea cu piața Forex. Asta a fost după un sondaj, unde a fost intervievați 3.000 de trader. Nu, ok, 2.907, 3.000 de trader. Nu mai țin minte când am luat acest sondaj. Îl analizasem mai înainte. Ideea care? Trei cotații de bază, 2.000 de oameni. Trei cotațiile minore, adică celelalte cotații, da? E să vorbim de 700 și ceva. Punem în jur de 1.000. Așa, ok. Și uitați-vă, prieteni, zic și câte de puțin. Dacă stăm chiar general și aici, nu zic la străinterii care tranzacționează cu un broker sau ceva. Aș fi luat o mulțime de trader care pur și simplu tranzacționează. Și iar foarte puțin tranzacționează pe rețele, pe cotații de exotice. Ce vreau să vă zic, încercați acasă și vedeți că lucrează cu mine de astea și nici nu ziceți cum vă regăsiți într-un anumit instrument. Și nu uitați, cronă, mexican și zar. Eu nu interzic și celălalt. Dar eu vă zic pe el, în primul rând, să dedicați timp la aceste instrumente și o să vedeți cum le găsiți. Încercați pe anumite de 4 ore, tendința generală de idei și deschid dispoziții cu ele. Și o să vedeți cum își fac ele.
am spus, strict, grant, nivele, figuri. Și regulile de bază care sunt postrăbătut, tendința înseamnă că formează altă tendință. Postrăbătut, figura înseamnă că ștat. Bine, ați spus în niște păi cum spune un lucru postul, mai corect, că e tot aia. Așa, mai corect. Dar cum îl puneți dumneavoastră? Nu, 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 da, deci sunt mai mari, stop loss-uri le vei explic, pentru că ele are și oscilații puternice, dar în stop loss, ca să-l pui, normal ar fi undeva 70% din oscilația zilnică a pieței, corect? Atât rău ceva. Și dacă se ia oscilația zilnică a pieței pe care o face mexicanul, nu știu, chiar o să verificăm chestia asta și o spunem și o să vedeți stop loss cum ar trebui să fie. Ar fi 70% dintr-o oscilație zilnică. Și de obicei, când ai oscilațiile zilnice ale pieței, cam așa te orientezi și nivelul la cotații pe exos. Ce care nivel la cotații exos, cum te plasezi? Că asta e pui. Ideea care când a fost la practică, doar de când la practică vi se dă din start, vi se spune ca o regulă, nu? În jur de atâtea puncte este piața valutară, cotați de bază, în jur de atâtea puncte este piața energetică, în jur de atâtea puncte este piața de capital. Ok, la piața de capital nu sunt 10 puncte, dar mai mult la piața de capital ne orientăm ce maxime și minime istorie, la anterioare. Pe asta te bazezi la piața de capital și crypto. Dar când pui pe cotația exos și acolo nu merge chestia de 60 sau 120 sau 100. Dar maxim. Maxim și pe minim, cam pe asta te bazezi. Pe nivelele pui pe maxim și pe minime și în dependență am și pe asta facem o analiză. Și acolo să vezi că băi să cere nivelul și ăla, să sunt chestia asta, nu trebuie să mai stai să-i măsori. Să ne vedeți cu ăla și pe ăla. Așa, bun. Aici. O. Haideți ca să am dat o bară cu graficile. Deci, aici am făcut volatilitatea medie zilnică a perechilor exotice. Cea mai mare volatilitate îl are crona suedeză, după care o să meargă realul brazilian, după care merge turc, lira turcească. Ok, dar să actualizăm după variantă din prezent, lira turcească, vedeți cum e cea mai mare volatilitate în prezent. În prezent, o volatilitate mai puternică o are mexicanul. Dacă să vorbim de ce avem crona, are volatilitate destul de puternică și dacă să vorbim din astea exotice. Cel mai Hong Kong este cel mai... Eu am rămas șocat cât de puternic s-a pornit în jos. Dar tot așa șocat am rămas că a fost numai umbră. Nu e ca așa umbră, cât jumătate de grad. Să eu serios vorbesc în graficul de daily. Adică în graficul de daily a făcut o mișcare foarte puternică. Și drept că profit acolo nu prea, dar a fost o mișcare destul de puternică, și a fost o volatilitate, numai o tendință. Noutate, corect. Da, noutate. Așa, bun. Mai departe, ce mi-am însemnat aici? O, chestia asta tot am vrut să vorbesc foarte mult. Tot e volatilitatea, dar este scotațiilor pe lângă acele de bază. Da, pot să zic și cross-cursuri. Cea mai înaltă volatilitate pe care o are pe piață, asta e NZD, GBP NZD. E un instrument, cine tranzacționează pe GBP NZD? Ok, acum nu știu. Ce las? Nu vă place GBP NZD? Da, ați încercat? Am fost un lucru. A, și gata, am plăcut, da, te-a scos. Francesca nu e nici ala, sunt pozitiv. Nu, am ieșit prea chiar, nu putem, dar cum vei face? Restul? Iarăși, vă zic, GBP NZD-ul este, pot să zic, cotația din categoria GBP-ului. Dar să știți că GBP-ul, dacă să luăm din cotații din bază, e chimii de volatil. Ia, GBP însă dă din cotațiile simple, din astea, cross cursuri. E cea mai volatil. GBP însă dă. După care o să meargă în felul următor, euro AUD, după care o să meargă euro NZD, GBP CAD, și apoi GBP Iena, NZD și deja euro CAD. Este pe top. După care cea mai mică volatilitate e euro CHF. Știți, contațiile care sunt CHF, acelea volatilitatea pe piață este foarte mică.
Și dacă o să mă duc mai departe cu cotațiile, vedeți cotațiile de bază, adică cele cel mai puternice, GBP-USD-ul are cea mai puternică volatilitate zilnică. Să știți că este asta, după care se meargă euro-dolarul, după care AUD-USD-ul. Iarăși, francul se e liniștit și iena tot. Nu are o... Iena tot nu are o volatilitate destul de mare. Iena cu francul e cam la același nivel. USD CAD-ul cu AUD USD-ul sub un top, după care ce euro dolarul și prima este GBP USD-ul. De asta și când este rata de referință la americani, dacă ați observat, ați văzut influența pe GBP USD și influența pe euro dolar. Chiar și azi dimineața. Ok. Așa, mai departe. Aici e luată o altă statistică, dar dintr-o perioadă diferită. E luată o altă statistică dintr-o perioadă diferită. E luată o statistică dintr-o perioadă diferită. Așa. Cel mai tranzacționat, dacă ați observat, e euro-dolarul. Și aici după ce îți dai seama chestia asta. După sesiunile pe care noi ne-am învățat, nu sesiunile, dar bursele de valori cele mai puternice de ultima stoc după top, care e primul? Prima statelor. De asta 28% din tranzacționare de euro-dolarul. După care 30% japoneză, deoarece în topul bursului de valori din lume, în locul 2 spațează bursa de la Tokyo. Dacă este din stat 40%, voi ăștia de la Tokyo reprezintă că 7,35 și ceva în zona asta, adică e sub 10, da? Ok, da. După care deja e GBP-ul. GBP-ul din ce cauză? Că din locul 7 undeva asta este bursa de la Rora. E așa. Și deja dar restul celelalte. Eu aici nu pot să-l văd, că să-l pun așa. Deci, 6 e AUD USD-ul, 5% e USD CAD-ul, 5% e francul, 4% e NZD USD-ul. Asta tot am făcut ca un top, așa, o chestie asta. Așa. Asta e ca o... Asta e ca o... Acum vreau să facem o analiză. Ok. Eu asta pare mi ce-am arătat-o la un masterclass, eu vreau să facem acum o analiză. Să... Corect. Așa. O să merg pe mexican, tai vreo de o oră. Și pe mexican o să-l analizăm în paralel euro-dolarul. Și o să iau perioada, cum am zis. Ce, nu se vede, dragi, așa e grav. Da, a stricat, o să trebuiască să nu mai folosesc. Da, așa, bun. Haideți, dar la mai la urmă să facem o analiză, acum vreau să zic așa. Deci, dacă data când am fost în mai, am crescut roata de diferență în statul de lângă deci, diferența, dacă să luăm euro-dolar, a fost o chestie este de cele 10 minute, înainte de masterclass, nu m-am ajutat o dată ca să verific oscilațiile, să fie toată informația. Deci, undeva 0,90% a luat în procentajul pentru că din activitul este dreptul. Undeva de 0,90% a fost creșterea pe euro-dolar, adică oscilații pe euro-dolar. Și dacă se vorbim de mexican, 2%. Și aici vă zic că mexicanul a fost
Haideți să pun în colțul celălalt de grafic și o să vadă. Deci, avem așa, euro-dolarul. Mergem pe data de 4. Așa, aici avem, stați, spun și eu, săgeată. A 6-a, asta e iunie. Mai, nu ne trebuie a 5-a și ne trebuie data de 4. Da. Tot despre asta. Cum reacționează când apare noutate. Dar că e puternic, eu deodată îți faci o comunare când nu poți să obții. Nici ordinea mea nu te ajută. Nu. Mereu fac. Așa. Activează pe alte. Nu că activează pe alte. El, dar ce activează pe alte? În ultima perioadă... Da, dar ultima perioadă ce? Au activat pe alte? Da. Pe ce? Da. Până am trecut... Dar la ce distanță a spus ordinea? 20 de pe care? Eu ultima perioadă am zis că chiar nu știam ca practică, pentru că am dat chestia, zic, ce frumos ultima perioadă, nu-și mai știi ca piața. Că a fost o perioadă, o jumătate de an, a fost o perioadă, pune ordinea mânate, știți, parcă așa să știu, și eu, cam în două de la, și stăteai cu lacă din stat. Dar ultima perioadă chiar a fost cu vreo... Două, trei săptămâni în urmă a fost o noutate. Eu zic, genial, chiar și așa trebuie. Deci, practic, cum a apărut lumânarea, nici măcar să gândească să facă umbră în jos. Deci, direct într-o direcție. Și zic, asta e genial, pe metoda... Să nu toți erau gata în sus. Cu ordinea mânate, cum ți le-ai pus, dar poți nu ți le adaugi. Important, bun, înțelege. Și da, nu e ok. Important, ți le-o, cam în două, înțelegeți, asta e faza care te bucură. Pur și simplu, dintr-o dată, au pornit într-o direcție. Eu zic că asta e genial. Că petrolul, vorbesc de petrol, da? Acum. Petrolul acum mai face oscilații. Dacă să vorbim cu jumătate de an în urmă sau un an în urmă, petrolul era mort. Deci erau noutăți, puteți fi o săptămână, două, trei săptămâni și unii noutate asta de pe Miercurea, el nu făcea așa influență mare. Dacă stau o perioadă și mai înainte, era mult mai simplu o tranzacție la petrol la noutate. Acum iar a început să facă mișcări puternice. Adică 200 de puncte e destul de ok. Din ce cauză? Că eu crescut și valoarea. Și de asta aș face. A 6, a 4. Spunea că m-am dus prea în spate. Așa. Ia câte unde mi se vede aici. Trebuie să fie Victor. Exact ordine nouă, vedeți? Păi, euro-dolar. Perioada scurtă, ce face valuta? Dacă rata de referință crește și a crescut de la 0,50 la 1. Da, ești de credici. Perioada scurtă. A făcut umbra. Perioada lungă. Eu dacă e lacă, tu e bine decât stop loss-ul. Pentru că, știți că întotdeauna obții să-l luați pe altă și eu faci influența într-o anumită direcție, oricum tu ești pe fiind acolo cât asta ai. Cineva 20-20 a spus 20. 15-20. Chiar tare elemente notare în postul mai aproape. Independență de rezultat. Sunt chestii câteodată, prima minută nu faci nicio influență notare, e pur și simplu numai că stări așa pe loc și după și pornești electronică independență și rezultat apare. Știți, notare, dacă am luat puterea într-o direcție, eu cum ați fac corecția și și corecția și efectiv sunt ca să fie distanță de creșterea două tranzacții pe bani și său. Și acolo aș puteți până își faci și fiere, acum și s-o pierdut fiere și după asta trebuie să le trag o leacă să fac curețe. Dar asta am jos și pe următoarea noutate, la toate noutățile să așa. Dar rata, vă sunt mai puține noutăți când fac figură de continuitate și străbat pe sus. Sunt mai puține. Asta e efectul la noutate, e bine în sus. Păi, factorul psihologic, s-a realizat și s-a întâmplat și se liniștește. Și acum merg pe, asta e pe euro-dolar și pot să dau un procentual. Dar o să iau toată oscilația care a făcut-o, de pe umbră până pe maxim. Până aici. 1%.
1%. Și dacă o să mă duc pe mexican în aceeași perioadă, aici avem ce? Așa, e 8. Hai să mergem pe H4 să ne fie mai ușor. Dar acum vine că nu fac umbrele așa puternice, uitați-vă. Stați că eu... Poftim? Da, 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 stați că eu mă mutam, dar mă gândim la următoarea noutate. Nu știu de ce mi-a fugit. Nici eu nu mi-am dat seama. Așa. 2000. Așa. Hai cam jos fie aici, dați vreo 2-3 luminari de sel și sunt destul de puternici, după care e fix aceeași restabilire ca acolo, unde se ele. E câte o zonă asta, e câte o zonă aici. Data din 4, așa, orele 9, bună ziua, aici. Și e câte mișcarea care a fost pe piață, vineva din zona aceasta, până aici. Ok, și mișcarea pe piață e de 1,50, de 1,5 ori. O șanse care n-au avut pe ațec, pe asta e nu am dat în time pe 4 ore. Dacă îți dau un faș una, e mișcare de aici până aici. În zona asta... Dar scris un lot aici. Și da. Faci mișcarea asta, cât ar fi? Cât ar fi? Deci... Asta ți-e ca bani. Ca să faci punct procentual, nu e sumă procentual. Dar când măsori în dolari, e cât de urat pe urmări. Da, puțin. Dacă, de exemplu, m-am avut scris... 3.000 de puncte. Asta ar fi 1.000 jumătate de dolari. Așa, la un loc. La un loc. Și da, euro, dolari, aveți să-i un loc. Țin mai mult. Cam să facem. Păi aici e 1,50% a fost mișcarea pe piață. Acolo 1%. Și ok, cam așa sunt minim 1,5 ori. Dar dacă să iau, haideți să facem următoarea, asta a fost în data de 15, nu? 15 iunie și mergem mai departe, 15 iunie și o verificăm și pe cealaltă. Măsurăm în bani. Da, nu aveți treabă cu marja, aici chiar e e lejer cu marja. La un loc cât e așa? Poftim? Dacă îți schizi eu, exact cu un loc. Dacă analizăm total. 1000. Am deschis un loc. 1000 marja. 1000, da. Am spus, la toate e standard 1000. La euro doar ori nu e 1000, e 1300 și un pic. Asta e avantaj. Aici. Nu, ideea care e tot standard. E tot standard. Acolo poți să oscileze puțin... Nu, dacă analizăm, adică dacă să analizăm, nu să analizăm altul. A, te-ai avantaj că marja, ok, dar nu mai trage atenție acolo la 300 de bucks-uri la marja, eu nu cred că faci chestia asta, ok, nu, da, că, dacă spunem asta, da, e avantaj. Dacă spunem că marja, eu nu cred că mai trage atenția la marja. Dacă ai 10 și cont, dar cu trage atenția, dacă ai 10 și cont, nu trage atenția. Este ca și e ca diferența la marja. Ok, bine. Vă așa. Ok, bun. Aici e data de 15. Orele 9, e lumânarea asta de aici, prinsă până în zona de jos, o mișcare de 4700 de puncte undeva. Este rata de referință când a fost de la 1 la 1,75. Și dacă o să mă duc pe euro-dolar,
tot în acea perioadă, o să mă uit puțin mai în față. Așa, numai stați să nu mă pierd iarăși, iunie. Așa, e câte o lumnărică. 15 iunie, câte oscilațiile astea de aici. Dacă ați te orientez, mișcările nu au fost. Dacă să luăm umbră și în perioada asta care a fost, sunt 112 puncte. 112 puncte, ce sunt minii, sunt 120 de ani. Acolo sunt 2000 și ceva. 2850. Asta e aici un avantaj. Valoarea este de 2 mai mare. Dar mai aici spun, când faceți riscul, aici nu merge loc valor. Aici nu merge loc valor. Știți ce? Nu, de obicei este așa, de chestia asta de dashboard-ii la un depozit de 30.000 ar putea să am 3 loturi în piață. Nu este cam așa de delicat piață. Nu că am un depozit de 30.000 cu 3 loturi pe mexican. Eu nu nu cum lucrăriști. În cadă piață intre. Dar trebuie să fii conștient că stop loss-ul schimbe nimic. Și unul la mână. Doi la mână trebuie să verifici dacă stop loss-ul nu fie mai puțin 60% zilnic. Pentru că e mare probabilitatea să iei dintr-o lovitură. Și mi-e bine să ai poziție cu volum mai micuț, dar să-i pui stop loss-ul mai mare, care să aibă tot același pierdere pe piață, în bani. Eu asta explic tranzacționarea la mama. Dar dacă vrei avioane pe piață, dă-i lotul. Și avioane își apar, credeți-mă rapid, și credeți-mă și acum, eu nu cresc de 10, 20, 20, 30, 40 sau 100, 200, 300, nu cresc așa nici de copii. Aici fac cum și cu aruncări pe piață. Aici și căpșoare puteți să simțiți. Pe unii știu numerarea acolo și numerarea acolo. Eu mai explicat de ce vreau să pot chestiile astea. Voi de măcar să le apucați. Eu cred că nu v-ați prăit explicat. Ok, bun. Și influența așa pe piață. Așa, tranzacționarea pe el. Marja. Am explicat-o, am explicat volumile de piață. Din strategie avem nevoie de direcții de intrare și de ieșire. O să lucrez simplu la 3 puncte, pentru că interesează așa. Direcția și intrare. Aici nu credeți că o să vă dau ceva instrumente care s-a plat pentru mexican și pentru asta. Nu există chestia asta. Pur și simplu să știți că pot foarte frumos ca mai bătut. Și dacă să le ieși pe set, asta am luat, pur și simplu, de aici. E pur și simplu că ai vrea un vedere. Are un suport care nu străbate și are tendințe după care merge. Poate până cum formează câte un gap bun de fiecare dată. Da, numai care nu străbate. Da, aici are mulți care intră fără confirmare, poți să o primească în cap. Aici nu-i confirmare. Să nu străbate? Poftim? Să nu străbate? Dar nu aștept confirmare. Și ducem jos, schimbă trendul, da? Păi, dar nu străbă. Nu străbă, da, nu și poate străbă. Păi, dar nu e gata, s-o pierzut. Eu l-am văzut la următorul masă. Dar mă scuși și gata, o zi bună, mi-a luat, gata, nu mai este cap. Adică arată bine, dar nu face nimic, știți? El e frumos ca tare capul ăsta, cum e, da, arată bine ușor. Când îmi mai scos și înălțimea capului și vezi câte puncte acolo ies în general, e ok. Faza e care, eu nu am pus răbani, adică efectul nu știu face. Adică nu reacționează la noutăți. Dar de ce ați luat chestia asta? Ok. Eu am zis sensitiv. Eu n-am zis că nu reacționează la noutăți astăzi. Cum de vedere macro. Sunt zonă să-ți sport, e foarte mijitoare, pentru că te gândești că eu am nu știu tranzacționare și atunci și țină și când tu e tranzacție, cumva... Ce? Deci e să fie să fie bai, deci e să fie. Dar de ce e mijitoare? Da, dar e în istorie trebuie spus. Păi dacă asta e mijitoare, ce spuneți că te dintre de fie orodolat când se schimbă de la o zonă alta? Și acolo mergi cu trendul, azi mergi așa cu trendul, cu sportul, mâine îl faci așa, cu mâine așa și așa și așa. Și să adaptezi de zi mări pe de ce aici așa de amăgitor? Eu n-am nici nimic, dacă argumentați. De ce credeți că e amăgitor linia asta de suport?
E la stil. Veșnică. A, dar nici nu am zis că gata, e bai până la sfârșitul vieții. Nu. Eu n-am zis chestia asta. Eu pur și simplu v-am zis că dacă o format o tendință, el a menținut o perioadă destul de îndelungată, pentru că dacă să mă uitez aici, e 2021. Octombrie. Și până în prezent. Adică eu asta vreau să explic. Adică a luat o tendință, a luat-o, e gata, merge cu ea. Ok, aici să fie fain, că să putem să așteptăm chestii ca să prind schimbarea de tendință, că e o perioadă lungă din timp. Dar pentru că asta și trebuie, nu știu, se cu ăsta trebuie să bani în sus, zici, a, să crească ceva în dăși în țară, că s-a întors dolarul de în sus, sau dolarul trebuie să duc tot. Ca să schimbi trendul, trebuie dolarul să duc tot. Asta nici eu. Da. Trebuie să schimbi. Asta e perioada mai mult de timp. Și eu nu vorbesc cam unde află, dar ca să mă duc am un istoric, ca să mă iar în daily, o să prind iară tendința asta care și cât lumea acum așa. Și eu știu asta, iau că asta e veșnic, ia că asta credeți mă tot, dacă stau în montaie premiul de daily și mă duc acolo, e veșnic asta. Pentru că din 2019, e 17. Și aici e 2019, tot 2 ani de zile ținut. Asta e fel de, da. E frumoasă mișcarea care au avut-o. Și încercați mai contrasă și spune, nu încerc să vă zic, dați baia, mă duc un primat, ți-mi stați cu baia de acolo. Poate prindeți intrarea de sol ca străbate. Prindem chestia asta pe piață. Nu de asta. De exemplu, ca un factor spune, dar acum aș vedea cum ai zis, dar cum se formează o divergență, că el poate să iubă, dar pe oamenii pot să mai ferească. Mai formează divergența, într-un anumit înseamnă că ar trebui să vă străbate maxim anterior. Da, și atunci aș verifica pe MSD când ar văd că au străbate deja, cum e la gazul natural. Dacă eu trebuie la gazul natural între primii de 4 ore, ne-am așteptat la divergență, corect? Și după asta să zică bună ziua. El ar putea deja să fie începută și să se formeze încă un... Nu mi-e greu să fac așa. Eu am pur și simplu am pus... Nu putea și zicea MSD-ul. Nu și dacă o să mă duc și time frame-ul de weekly, la fel, și în H4, nimic. Ok, aici pot să fac o divergență pe perioada micuță de timp, dar asta nu face mari schimbări. Ideea e că dacă uităm mai global, pentru că de obicei, ok. Și dacă mă duc, de exemplu, Zara, unde e? Tot perioada actuală. Și aici suntem în 4 ore. Haideți să luăm daily. Și ne uităm. Se vede tendința în daily, sau? Nu, parcă nu e așa... E tot deși altă lume. Are un trend. E tot deși altă ești, da? Sunt bine. E tot. Și acum ne respinge. Ok. Tu ai prins poziția de buy. Ai pus un stop loss. Ok. Ai pus stop loss-ul. Take profit-ul până aș recomanda sub maxim. Anterior. Și deja vedem cum ne pierdem de acțiune. Eu nu zic tendința vreau să întâmple. Foarte bine când străbați tendința. Că trebuie cu atât când străbați tendința. Numai că n-ai poziție. N-ai poziții, ți-o străbătut-o și atunci e fain, pentru că cel mai fain asta e când o străbătut, faci corecția după între primul său. Și ăla cel mai plăcut intrarea, după experiența mea. Pentru că atunci e luat Fibonacci de mânuță și cel mai bine rat. Pe tare Fibonacci, știți, și mai bun între piață, dar arată că nu-i străbat în tendință. Și e primul impuls după corecție. Atunci, Fibonacci cel mai mult se folosește pe următor. Foc o corecție, comenzi următorul impuls, am dedicat. Și-o pierdut, știți? Ca un patron, ai mușcat o dată, nu mai e nimic, să dă-i un pic, să nu știu ce-i faci. Ia cred că aia este fiecare. Bun.
De asta și zic, dacă te uiți un istoric să le analizezi, el face niște tendințe așa mai puternice. Să zicem că tendința puternică din el este pe scăpare. Ai prins impulsul și ai mers pe creștere. Atât. Bun. Dacă e clar din ce cauză se întâmplă și mai ales așa puternice, e clar cu se asta, stop loss-ul m-a spus. Ai pus un control Y. Da, așa. Ți-ai măsurat oscilația din oscilația de pe minim cu pe maxim în timp de o zi și ai pus un stop loss într-un raport de 70% din oscilația zilei de care ai piață. Și deja mergi pe stabilitatea pe profit. V-am spus încă la trend, nivelul și voi până aici. Nu. În situația asta la masterclass tot v-ați despre mai simplu. Ok, da, poți să-l folosești ca o confirmare, dar eu nu zic că MSD-ul el e foarte bun instrument, dar își are treaba lui acolo pe petrol, își are treaba lui acolo pe... Pe munte își are treaba. Da, dar... Ok. El îi place și el își... Dacă vă place și aduci profit, eu nu pot să trebuie să trebuie. Eu nu știu cum la mine în cap așa sună asta, poate nu pot să spun. Mentre e vorba de MSD, la mine e cam petrol. Petrol gaz, aici. Poate tare să fie mai bun în care a fost pe acest instrument, MSD. Și de asta aș trebui și cu mine. Cripto funcționează foarte bine. Dacă îți vorbim despre o perioadă, dacă ești aur. Depinde și ce strategie îți formează. De exemplu, eu o zi prind câte 2-3 divergență, convergență pe M15, M30, M5, 6 puncte relativ minușoare, dacă vorbim așa. Dacă tranzacționezi la nivel de scalp. Pe 15 minute n-ați găsit persoana potrivită? Nu, pe eu vă spun. Dar eu nu neg asta, pur și simplu vă spun că nu pot să vă contrazic sau să vă aprobez chestia asta, pentru că n-ați găsit persoana în care stă de cripto pe 15 minute. Așa, asta e fiecare cu care lui. Deci, întrebări dacă sunt oamenii care până aici, un pic până aici, la ideea dacă sunt întrebări la ceea ce am discutat astăzi. La asta. Eu nu cred că a fost ceva care, să zici, am dat strategii peste cap și chiar despre strategii nu am discutat astăzi. N-am stat să deschid tranzacții după anumite chestii. M-am spus niște chestii pe care trebuie să atrageți atenția și să le folosiți. Informația care ați primit-o astăzi ceva o îmbunătățit, adică a să o vedeți mai pe urmă, dar credeți că o să vă fie utilă sau nu? Cred că da. Nu v-am convins să vă votați de zi. Eu până la urmă vreau să-mi spun, parcă vreau să încerc să vă analizez mai bine.